Este vorba despre o clădire cu demisol, parter și etaj. Grădinița va avea 8 săli de clasă, 4 dormitoare, 4 vestiare, o sală de mese multifuncțională, 5 grupuri sanitare, o bucătărie cu spații de depozitare, un cabinet medical, un ascensor, o spălătorie și călcătorie. În exterior, grădinița va avea o suprafață în aer liber de 800 de metri pătrați, spații de recreere și locuri de joacă, precum și o zonă verde cu grădină principală cu flori, legume, livadă și peluze. Suntem la faza de notă conceptuală, urmează a se finaliza studiul de fezabilitate. Lucrarea urmează să fie efectuată în curs de 2 ani. Intenționăm să finanțăm această grădiniță nouă pe fonduri europene prin programul regional 2021-2027 la ADR Piatra Neamț. Suma prevăzută în fișa de proiect este de 1.500.000 de euro, a declarat primarul Ion Lungu.